Salutare și bine v-am găsit la un nou episod cu produse de vapat. Astăzi nu avem prea multe, avem de la Bloss Timon un berry mix aici, după cum puteți vedea, foarte bine. Așa. S-a văzut foarte bine pe cameră. După cum vedeți, ne-am gândit să promovăm și, sau mai bine zis, să testăm și ceva care, nu știu, e așa o dată la 2-3 zile, adică pot să zic că genul ăsta de produse e pentru lenii sau pentru cei care nu vor să se complice foarte mult și vor gata făcut. O sticluță aici cu un berry mix fructe de pădure la 10 ml cu o nicotină tărie de 6. Ce înseamnă asta? Înseamnă că are o tărie a două nicșaturi. Bine, cum ne facem noi cu nicșaturile normale, la cantitate mai mare și pusă în cantitate mult mai mică. Dar haideți să-i dăm un test. Bine, avem Nautilus Gran Turismo aici, sau GT, cum îi se zice lui, dar mie îmi place să-l aling Gran Turismo. Așa, și bineînțeles, modul ca din totdeauna RX200. Hai să-i dăm. TH-ul e destul de tare pentru o nicotină de 6. Probabil e mult mai bine calculată decât îmi calculez eu când îmi fac lichidele. Se simte așa un strugure cu ceva fină și un pic de zmeurică pe fundal. Da? Smeură cu afine. De obicei când o aromă zice că e berry mix, de obicei aromele astea două sunt afine cu smeură. Bă, aroma e bună, merge la un daily vape, dar nu știu, dacă consumi undeva la 5 ml pe zi, o dată la 2 zile o să-ți cam cumperi sticluțe din astea și nu prea e pont. Dar dacă, nu știu, vapezi undeva la 3 zile 5 ml, bineînțeles, pe un device de începători care îți încape doar 2 ml, chestiuța asta ar trebui să-ți ajungă o săptămână, lejer. Asta dacă nu ești ca mine un buhăitor și jumătate și îți place să fii înconjurat de cantități imense de aburi. Dar bineînțeles, chiar dacă buhăi, pot să zic că tot o tărie de 3-6 pun în lichide, pentru că nu întotdeauna, să zic așa, tăria slabă și cantitatea imensă de abur mă satisface. Uneori mai îmi trebuie și tăria nicotinei. Bă, cam asta ar fi despre berry mix. Prea multe nu-s de zis. Asta e așa mai mult ca un, să zic, un avans pentru când îmi vin buhoiul de lichide. Deja am cumpărat sticluțele ca să le fac, să le macerez, să le pun la macerat. Așa, și nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe, să futeți una la clopotnița aia, să lăsați un comentariu dacă v-a plăcut, dacă nu, ce ar mai trebui schimbat pe aici pe acolo. Bineînțeles, poate doar decorul cu Coca-Cola asta, da, nu mă sponsorizează, stați liniștiți. Încă nu s-a atât de mare încă să zică că, bă, coaie, îți dăm 2000 de dolari ca să ne bagi în clip. Da. Lăsând partea cu Coca-Cola. Asta a fost, altele nu-s. Până data viitoare, ceau!